Prin semnarea contractului de reabilitare a mai multor străzi din orașul Suceava, circulația va fi cu mult îmbunătățită. Astfel, șoferii vor putea conduce ușor pe strada Universității, Mihai Eminescu, Mărăști, Plevne și Cuzavodă, străzi ce vor fi finalizate cel târziu la sfârșitul acestui an. Așa cum am anunțat, a fost semnat contractul de reabilitare a unui număr de 10 străzi în municipiul Suceava, respectiv Bulevardul George Enescu, strada Universității, Mihai Eminescu, Mărăști, Traian Vuia, Cernăuț, Grigore Alexandru Ghica, Calea Unirii, Plevnii, Cuzavodă și la fel de important, cum am spus și atunci, spun și acum, este vorba de reabilitarea podului de peste râul Suceava din zona Ițcani și a pasajului pe Calea Ferată, lucruri foarte importante. Între timp am dat ordine de începere a lucrărilor, inclusiv în cursul zilei de astăzi vom avea discuții cu constructorul, cu oamenii de specialitate din primărie, având în vedere faptul că, sigur, perioada optimă, dacă luăm în calcul, mă rog, prognozele ar fi septembrie și octombrie, din noiembrie deja e riscant să facem anumite lucrări. De aceea ne concentrăm să finalizăm câteva străzi în această perioadă de timp și probabil vom stabili astăzi final, dar vom ataca străzi de dimensiuni mai mici. În primul rând, o stradă importantă pe care vrem să o facem acest an este vorba de strada Universității, dar la fel de important, strada Mihai Eminescu, Mărăști, Plevnei, Cuzavodă, deci străzi mai mici pe care să le finalizăm în acest an, deși inițial era propunere să începem și Bulevardul George Enescu și pe Grigore Alexandru Ghica. Cred că nu știu dacă are rost să începem în acest an să producem disconfort în circulație și să nu terminăm lucrările. Iar la fel, așa cum am spus, vrem să demarăm în acest an lucrările la podul de peste râul Suceava din zona Ițcani, lucrări foarte importante și de durată mare și cred că vom bate în cuie, așa cum se spune, astăzi acest program și ne dorim ca cel târziu de săptămâna viitoare, începând de luni, să demarăm efectiv lucrările pe aceste străzi. Este un proiect important, așa cum am spus, în măsura în care vom duce la îndeplinire, asfaltăm un număr important de străzi și finalizăm lucru foarte important, modernizarea drumului european 85 care străbate municipiul Suceava. Pentru asfaltarea străzilor nominalizate de idilul șef, nu mai rămâne decât ca muncitorii să lucreze cu spor, iar vremea să rămână în continuare prietenoasă în lunile septembrie și octombrie.